Hristos a înviat! Dragi telespectatori, mă bucur să vă regăsesc la o nouă ediție a emisiunii EduStudio. De data aceasta va fi o ediție cu totul și cu totul specială, pentru că vom vorbi despre simboluri, semnificații, tradiții și obiceiuri ale sărbătorii Învierii Domnului. Pentru aceasta, pentru a dezvolta acest subiect, am invitat-o în studioul nostru pe doamna Anca Rusu, director al Muzeului în Aer Liber al Țării Oașului și, bineînțeles, este cunoscută și ca doamna preoteasă din Tur. Bine ați venit, doamna Rusu! Bine v-am găsit! Este o onoare pentru mine să vă am ca invitată, pentru că știu că sunteți pasionată de tradițiile oșenești, cu toate că sunteți originară din Bihor. Da, sunt bihoreancă la origine, dar... De mulți ani, cam pe atâția și nu aș. Asta este foarte bine, se vede că îndrăgiți tradițiile, obiceiurile oșenești și prin prisma faptului că sunteți prezentă la toate evenimentele tradiționale care se organizează la dumneavoastră la muzeu, dar nu numai. Și știu că în postul Paștilor v-ați preocupat îndeaproape de organizarea unor șezători, de primirea unor oaspeți, le-ați arătat practic oaspeților cum se petrec sărbătorile pascale la noi în Țara Oașului și aș vrea să dezvoltăm puțin acest subiect, să le povesti și telespectatorilor ce activități ați avut la dumneavoastră la muzeu. Sigur că da, acum emisiunile noastre încercăm să le concentrăm în jurul tradițiilor, iar tradițiile pascale sau sărbătoarea Paștelui este cea mai importantă sărbătoare a creștinismului, pentru că altfel probabil ar rămâne întotdeauna cu un semn de întrebare dacă Paștele într-adevăr este sau țin de învierea Domnului sau nu. Și bineînțeles că am încercat să găsim tot felul de mici întâlniri, ca să spunem așa, cu vizitatorii noștri, cu copiii până la urmă, pentru că ei sunt cei pe care îi educăm și celor la care trebuie să le transmitem și tradițiile și obiceiurile noastre de Paște. Și atunci am încercat să facem mici evenimente. Ce categorii de vârstă ați ales pentru a implica pe copii? Deci, practic, copii de ce vârste ați invitat la muzeu pentru a învăța încondeiatul ouălor, de exemplu? Pentru încondeiatul ouălor am început, ne-am adresat oarecum categoriilor de gimnaziu, copiilor de clasă primară și gimnaziu, dar surpriza a fost că a prins foarte bine și la cei de liceu. Bineînțeles că povestea oului s-a transformat oarecum în povestea bucatelor, ca să spunem așa, tradiționale de Paște, de ce facem coșul, de unde știm că Hristos a înviat, ce simbolizează fiecare, lumina sfântă de la Ierusalim, și atunci bineînțeles că tema a fost adecvată celor mai mari. Încercăm să cuprindem oarecum toate categoriile de vârstă, pentru că întotdeauna pornești cu un gând și dai de altceva. Eu țin minte că în anul 2000, când am intrat în învățământ, primul an am făcut o expoziție cu ouă de Paște și am încondeiat ouă de Paște. Nu eram atunci specializată în treaba, nici acum nu sunt, dar nici atunci. Nu știam cum să scoatem conținutul din nou, pur și simplu am făcut cu copiii tot postul Paștelui ou și am făcut într-un final o expoziție cu ouăle de Paște. Și vreau să vă spun că întotdeauna m-am gândit că fetele sunt cele care încondează ouă și se ocupă. Ei, vreau să vă spun că surpriza acum, după 20 de ani, este că un băiat dintre foștii mei elevi încondează și astăzi ouă. Deci niciodată nu știi la cui te adresezi și la cine prinde. Și pentru acțiunea pe care ați avut-o în 14 aprilie, la care am văzut bine că au participat zeci de copilași, a fost nevoie să invitați o meșteriță care se pricepe la împistritul ouălor. Este un obicei care, din păcate, s-a păstrat numai la Cămărzana și s-ar părea să fie existat și la Racșa, dar nu sunt sigură de această informație. Însă, vedem bine aici pe masă, avem câteva ouă pe care, nu știu, le-au realizat copiii sau le-a realizat meșterița pe care ați invitat-o. Meșterița împreună cu copiii. Da. Unele dintre ele sunt făcute de către o domnișoară
care a avut mână foarte bună, să spunem, surpriza a fost de partea noastră și de partea ei că s-a priceput atât de bine și, bineînțeles, majoritatea sunt făcute de doamna Bene. Din păcate, de la un an la altul se pierd persoanele care au această îndeletnicire și nu mai găsești în țara Oașului persoane care să încondeieze. La Racșa, locuitorii din ziua de astăzi știm că au existat sau sursele spun, dar nimeni nu mai păstrează acest obicei și nu știu despre el. Și credeți că această tradiție va dăinui în timp, în sensul că meșterițele sunt dispuse să predea acest meșteșug generațiilor mai tinere? Să știți că ele, dacă nu se ocupă cu acest lucru, nu încondeiază ouă care să pot fi vândute sau văzute de către cineva, ci doar pentru familie. Și este foarte greu și pentru ele să-și facă timp să vină sau spune, a, păi eu nu știu așa frumos, eu știu numai pentru familia mea. Dar noi asta și dorim până la urmă. Am ținut foarte mult să facem un atelier cu ou încondeiate oșenești. Dacă ne ajută Bunul Dumnezeu, anul următor o să încercăm oarecum să ne extindem, să vedem și în alte zone cum se încondeiază ouă. Dar anul acesta am ținut neapărat să facem un atelier pe partea aceasta oșenească. Din păcate, o singură doamnă a fost disponibilă să vină și să ne ajute, doamna Bene. În rest, toată lumea a avut altceva și nu se mai ocupă. Nu mai dorește și, din păcate, asta nu este bine. Asta ne și dorim. Nu știm niciodată ce copil are dexteritate, ce copil prinde drag de acest meșteșug și, până la urmă, să nu se piardă. Eu zic, din câți copii vor veni, dacă unul va face acest lucru, înseamnă că nu ne-am pierdut timpul. Așa este. Văd aici niște simboluri interesante desenate sau împistrite pe aceste ouă. Sunt curioasă dacă doamna Maria Bene, că până la urmă ea este meșterița care a venit de la Cămărzana, a reușit să le explice copilașilor câteva dintre semnificațiile și simbolurile regăsite aici pe aceste ouă. Să știți că, din păcate, cam toată lumea știe ce simboluri se folosesc, dar nu prea știu ce simbolizează. Și am încercat noi să descifrăm oarecum, să vedem de unde ar putea veni. Și împreună cu colegul meu încercam să găsim cam ce simbolizează fiecare. Și ne gândeam la... ne-am gândit la simbolurile universale, care cred că sunt general valabile, doar că sunt oarecum, să spunem, șlefuite pe anumite zone. Pentru că n-am găsit nicăieri și nici femeile care încondeiază nu știu ce simbolizează, încercăm să le dăm simbolurile generale și să vedem cam dacă sunt valabile sau nu. De exemplu, cu ce să începem? Cu scara cu fuștei, să zicem. Da. Că este oarecum scara. Da. În primul rând sunt două linii paralele. Linia aceasta dreaptă, orizontală, în primul rând simbolizează viața. Cele două linii paralele, eternitatea, iar scara, și din oarecum simbol biblic, spunem că este scara care urcă spre cer. Fuștiu. Cred că de lucrul acesta nu prea știe multă lume. Există o constelație care la fel este oarecum o urcare spre o constelație, tot spre cer, să merge tot spre divinitate, doar că există o constelație care poartă această denumire și are trei stele și foarte interesant că a ajuns să fie reprodusă întocmai pe ouăle de la Cămărzana. Da, pe ouăle de la Cămărzana. Și eu sunt sigură că de acolo s-a pornit oarecum trecerea spre cer, spre lumea lui Dumnezeu, doar că nu știau probabil să o explice atât de filozofic. Sau știți cum? Foarte interesant este că oamenii acum 100 de ani nu aveau acces la informație. Nu-și puteau găsi informația ca și în ziua de astăzi, nici măcar din cărți, nici de pe internet, nici de nicăieri. Erau preluate, oarecum să spun, aceste obiecte, obiceiuri, un fel de crede și nu cerceta. Dar ele, iată că știau, probabil unul, doi dintre oameni știau aceste lucruri, le-au transmis mai departe, iar ceilalți au știut că așa trebuie să fie. Da, da. Mai avem unda apei, mai avem coarnele de bou, dacă bine rețin. Da. Mai avem grebla. Este o diferență cocoșul între scăriță cu fuștei și fuștei?
Da, sigur, adică se leagă între ele. Probabil că Da. aceasta este și simbolistica că se iau împreună, pentru că toate simbolizează ceva. Acum vorbeam despre acest cocoș care este general valabil peste tot și care vestește lumina. Da. Deci bănuiesc că și nuaș exact același lucru simbolizează. Da. Sunt foarte multe simboluri pe care, care sunt prezente pe ouăle împistrite la cămărzana și exact aceleași simboluri le regăsim și în la ouăle încondeate în Bucovina. Sigur, Dar da. tehnica Sigur. Este diferită până la urmă, pentru că aici ceara se folosește caldă, se folosește într-un anumit mod și dincolo este puțin diferit. Să știți că ouăle de cămărzana sau ouăle de oaș sunt oarecum originale, așa cum sunt ele acum, pentru că de obicei ceara se topește și rămâne modelul respectiv. Ei, nu! În oaș ceara rămâne și ceara este cea colorată. Tot în cămărzana sunt ouăle încondeate cu ceară neagră, ceea ce iarăși se găsesc în foarte puține zone și în foarte puține părți, care simbolizează sau sunt ouăle încondeate pentru morți. Iarăși nu le găsim peste tot. De obicei predomină roșul, pentru că povestea spune că au fost înroșite cu sângele Mântuitorului, dar celelalte culori, noi tot spunem, de ce se fac ouăle verzi și albastre și așa? Pentru că, până la urmă, ele roșii trebuie să fie, că așa reprezintă sângele Mântuitorului. Da, dar să știți că simbolistica vine de dinainte. Și ouăle se încondeau sau erau ouă colorate și înainte și simbolizau venirea primăverii, fertilitate, speranță. Se foloseau și în antichitate. Deci acest obicei al Sigur. Încondeierii ouălor se trage de undeva din paganism? Sigur pot că să da. Spun asta? Sigur că da. Da. Păi acum este exact ca și Noul cu Vechiul Testament. Noul Testament fiind exact să-l continue Vechiul Testament, chiar dacă sunt oarecum să spunem lucruri diferite. Noul Testament spune iubește-ți aproapele, dincolo era ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, da? Așa deci este. Nu se rup, ci se leagă. Și în simbolistica creștină, toate simbolurile ale păgânismului sau, hai să spunem, a precreștinismului, că sună mai frumos, le regăsim în creștinism. Pentru că Dumnezeu așa a lăsat de dinainte, a știut exact ce se va întâmpla și atunci să nu fie oarecum un șoc sau ceva inexplicabil de ce până acum a fost așa și acum este altfel. Nu, de fapt era același lucru, doar că acum simbolizează altceva. Sau era pregătit pentru acest lucru, dar n-am știut noi. Aș vrea să vă întreb dacă doriți să continuăm discuția legată de simbolurile care vin odată cu această sărbătoare a Învierii Domnului sau doriți să discutăm în continuare despre evenimentele care au avut loc la Muzeul în Aer Liber, pentru că știm că în data de 7 aprilie ați avut musafiri, ați avut oaspeți din străinătate, cărora le-ați prezentat mici frânturi din tot ceea ce înseamnă Țara Oașului și am înțeles că a fost un eveniment de mare amploare. Da, sigur că da. Nu doar Țara Oașului, ci efectiv Paștele în Oaș, pentru că le-a fost prezentat atât oaspeților cât și copiilor exact aceste simboluri, exact despre ce vorbim noi acum, doar pe înțelegerea copiilor. Am încondeiat ouă și oarecum am încercat să vedem cam ce înseamnă Paștele la români și de ce încondeiem ouă. Deci, exact explicat ca și copiilor și celor din altă parte, pentru că au fost din 7 țări, fiecare a avut altfel de credință, altfel de religie, dar asta nu înseamnă că ne-a despărțit, ci din contră ne-a unit mai mult și am înțeles mult mai bine ce facem noi în comparație cu ei. Și cât de bine sunt păstrate, conservate și câtă simbolistică există în Oaș și în țara noastră, a Ortodoxiei, ca să spunem așa. Oaspeții pe care i-ați primit la Muzeul în Aer Liber au făcut cunoștință cu Țara Oașului încă de la intrarea în incinta muzeului, pentru că i-ați primit cu pâine și pâine sare. Pâine și sare, sigur da? Că da, este și specific nouă românilor în special. Deci colacul în sine a fost, doar nu ca și simbol, ci colacul în sine a fost foarte bine primit, cu o țipuritură din partea doamnei Tripon, pentru că așa se cade, să vedem și noi, să vadă și ceilalți muzica noastră.
După care am avut și meșterițele, am încercat și un pic să vedem cum coasem și de ce sunt atât de frumoase ile noastre și cum se lucrează. Am lucrat puțin și la oale, la în lut, împreună cu gheizul și la fel, simbolurile de pe farfurii și nimic nu e întâmplător pus acolo. Deci, practic, le-ați învățat pe fete cum se lucrează la război sau ce să înțeleg? Nu la război, ci la cusutul cămeșilor. Așa. Pentru că noi le spunem, e așa simbolic, dar de fapt noi avem cămeși. Cât a durat șezătoarea în sine? Și câți copii au participat? Deci am avut 28 de copii. Am fost în total cu invitații noștri și cu colaboratorii, partenerii de la Inspectoratul Școlar. Am fost în jur de aproape 80 de persoane și toată activitatea a durat în jur de 4 ore, în care am încercat să acoperim cam tot ce facem și de Paște și tradițional și ce avem noi frumos în Oaș. Ați mai organizat o acțiune, o activitate tot în stilul unei șezători la doamna Maria Tripon acasă, după cum bine știm cu toții, are și ea un muzeu al ei amenajat acasă și ca de fiecare dată a fost foarte primitoare, a fost o gazdă extraordinară, nici nu se pune problema să fie altfel. Acțiunea respectivă a fost organizată tot în spiritul postului Sfintelor Paști. Sigur că da, noi ne bucurăm foarte tare și ne-am dorit să existe mai multe persoane care să păstreze și acasă un colțișor din Oaș, nu doar prin straie și prin tradiții, ci pur și simplu chiar și prin lucrurile de zi cu zi cele care ne înconjoară. Și doamna Tripon deja are o tradiție legată de acest lucru și încurajăm, ne gândim, uite, dacă se vede că, uite, și doamna Tripon și mătușa Floare și alții, păi înseamnă că pot și alții să facă lucrul acesta. Asta ne și dorim până la urmă, să nu ne uităm rădăcinile. Chiar dacă nu toată lumea o să aibă o căsuță sau un muzeu, un mini-muzeu acasă, un mini-muzeu poate să fie pe un raft în care să ai lucrurile bunicii sau are străbunicilor tăi. Deci muzeul nu înseamnă că trebuie să fie o clădire cu absolut tot ceea ce a cuprins o gospodărie. O să fie foarte greu în perioada care urmează. Dar muzeul pornește până la urmă în sufletele noastre. Și atunci micile lucruri care rămân de la strămoșii noștri trebuie să le păstrăm și să ne bucurăm de ele. Și să le arătăm și altora. Bineînțeles, că asta este și ideea. Da. La doamna Maria Tripon acasă, ce s-a făcut concret? Presupun că fiecare șezătoare are un specific al ei. Șezătorile încep oarecum din toamnă și se termină înainte de Paște. Așa se și spune că până cine nu și-a terminat hainele până în Joia Mare, este cu problemă gazda casei, ca să spunem așa, că este cea care coordonează. Și atunci asta este specificul șezătorilor. Să lucreze, femeile să lucreze la podoabe, la țesut, la brodat, pentru că toate modelele care există sau existau pe cămeșile respective se învățau unele de la alta, se furau unele de la altele și se îmbogățeau. Ei, eu fac mai frumos decât vecina că mi-a pun încă două frunzulițe. Și ăsta era rolul șezătorilor, să se adune toți la un loc, bineînțeles, pe lângă aceasta era și voie bună, ca să spunem. Ăsta este rolul șezătorilor, de a lucra, nu doar de distracție și să povestim și să ne simțim bine, ci și de a lucra. Și atunci există oarecum, să spunem așa, o parte limitată în care se desfășoară șezătorile, pentru că deja începe primăvara și începe munca la câmp și ziua se face mai lungă și atunci deja se opresc oarecum, să spunem, șezătorile. Știm că specific perioadei pascale sau, mă rog, specific postului Paștilor este și acel obicei de a se renova casele oșenești în stil vechi. Casele acelea tradiționale mierâi. Mie îmi place foarte mult termenul acesta și am zis că nu ratez ocazia să-l folosesc. Și se numește mesăluit. Sper că am pronunțat bine. Da. Din păcate, tot mai puține gospodine sau tot mai puțin gospodari din țara Oașului practică acest ritual, că practic este un ritual
făcut înainte de intrarea în postul Paștilor. Și dumneavoastră la muzeu v-ați făcut un obicei ca înainte, în luna aprilie, practic, să reabilitați câte un acoperiș al unei gospodării țărănești pe care... Acesta a fost țelul nostru de la bun început, pentru că este și destul de costisitor, dar și o muncă destul de grea pentru acoperișurile de la muzeu. Ne-am dorit ca în fiecare primăvară să putem să recondiționăm un acoperiș. Spre bucuria noastră, în toamnă, am reușit să refacem acoperișurile pentru că ne-a fost frică să intrăm peste iarnă cu ele, să spunem așa, puțin cu problemă, dar să știți că acoperișurile, chiar dacă toamna lucrezi și începi să pui fân pe unde, se așează în așa fel încât primăvara obligatoriu trebuie oarecum recondiționate. Să știți că nici timpul nu e întâmplător, că primăvara, la fel, oamenii nu aveau foarte mult de lucru, fânul era uscat peste iarnă și atunci, în momentul în care iarna venea cu zăpada, se scurgea, începea să mai să-și facă șanțuri oarecum în acoperiș, primăvara aveai și timpul necesar și materialul necesar și era exact momentul propice în care îți dai seama când este umed sau este defect. Și atunci nu întâmplător am ales primăvara să facem acest lucru, cum nu întâmplător se face gardurile, se fac tot așa în primăvară. În februarie se taie nuielele și le împletești până în luna mai, pentru că după aceea începe să se usuce, intră seva și așa mai departe. La fel spun, oamenii au fost atât de ingenioși, fără să știe foarte multe detalii. La fel, le-au preluat și știau exact când trebuie să-și facă gardul, știau exact când trebuie să-și facă acoperișul, exact când trebuie să-și pregătească hainele și exact cum trebuie să se pregătească de fiecare sărbătoare în parte. Ei bine, știau când să-și reabiliteze casa prin mesăluire. Sper că am pronunțat corect cuvântul. Sigur că da. Acum, să știți că totul are la bază și oarecum o situație practică. Gândiți-vă că în toată perioada iernii erau în casă și nu erau 2-3, erau părinți, bunici, poate 5-7-8-10 copii, iar lutul de pe jos deja era oarecum bătătorit. Și atunci nu puteai să faci lucrul acesta chiar oricând, pentru că Vremea de afară nu-ți permitea. Mai era sâmbăta seara când încercai să mai încercau oarecum să niveleze, să spunem așa, podiaua. Dar de Paște, deja, bineînțeles, ne noim sub orice formă, începând de la haine, sufletește, trupește și, bineînțeles, și casa, la fel, trebuia să fie reînnoită. Odată cu venirea sau cu venirea sărbătorilor de Paște, se ieșea afară și atunci casa rămânea oarecum curată. Albastru, mieriu despre care vorbim, nu întâmplător este mieriu și nu este maro, nu este alb. Mieriul, culoarea aceea albastră specifică, îndepărtau gâzele, țânțarii, muștele și tot ce ține. Deci iată că spuneam nu întâmplător sunt, sau era tot ce se întâmplă într-o gospodărie și în viața de zi cu zi a țăranilor. Cum ați spus și dumneavoastră cu alte ocazii, Oșanul era genial în construirea caselor. Existau meșteri care știau să ridice case de la A la Z și aș vrea să menționez faptul că aceste locuințe oșenești și nu numai, că sunt răspândite și pe teritoriul altor foste triburi dacice, să zic așa, aceste locuințe efectiv aveau capacitatea de a-și regla singure umiditatea, de a ține răcoare pe timp de vară și de a ține căldură pe timp de iarnă. Deci pot să spun că erau niște locuințe pe care noi astăzi le numim inteligente, da. Ce ne mai puteți spune despre mesăluit? Era o zi anume în care se practica acest obicei? Știm bine că Pasca se făcea
și astăzi probabil mai sunt unele gospodine care păstrează cu sfințenie ziua în care folosesc cuptorul. Sunt anumite zile în care cuptorul nu este folosit din cauza unor interdicții. Sigur că da, vineria nu se coace. Da. Asta este o tradiție general valabilă peste tot. Oarecum are și la bază o legendă potrivit căreia o femeie, fiind oarecum bolnavă, a visat sau i s-a arătat oarecum Maica Domnului și era toată arsă pe mâini și a întrebat: ce s-a întâmplat? Ce ai pățit, femeie? Nu știa despre cine e vorba, abia după aceea și-a dat seama. Și ce vezi, tu ai făcut lucrul acesta pentru că ai copt vinerea. Și acum nu știm neapărat, este oarecum să spunem o întărire, legenda aceasta vine ca și o întărire, având în vedere că miercurea și vinerea este zi de post și vinerea a fost răstignit Mântuitorul Iisus Hristos, nu se coace de obicei în nicio vinere de peste an, nu se coace în cuptor, mai ales în vinerea mare. În Oaș, să știți că ouăle se împistresc mai mult vinerea, chiar dacă tradiția spune că în joia mare se fac ouăle, în Oaș încă se păstrează oarecum tradiția de împiestrita ouălor vinerea, pentru că atunci se taie și mielul, atunci a fost sacrificat Mântuitorul și atunci nu are voie să facă nici curățenie, nu ai voie să faci în casă, sunt foarte multe lucruri restrictive și atunci cam acestea sunt, te duci la prohod, faci ouăle, tai mielul și cam asta se întâmplă oarecum în vinerea mare. Ce ne puteți spune despre Joia Mare? Practic este ziua în care încep pregătirile de Paști. Nu știu, cu prăjituri, cu colacii, cozonacii și tot ce ține de partea aceasta de aluat începea deja de joia, din joia mare să se coacă și să se pregătească, rămânând ca sâmbăta să fie exact ce spuneam, această curățire și pregătire, inclusiv spuneam muruitul și se făcea în sâmbete. În general în sâmbete peste an, sâmbăta după masă, atunci copiii erau urcați, îmbăiați și urcați în pat, nu aveau voie să se dea jos și atunci mama exact asta făcea. Și până dimineața se usca, pentru că despre asta vorbim. Colacul nu este specific sărbătorii Crăciunului. Ce se întâmplă cu colacii pe care îi pregătim la Paști? Pasca este specifică Paștelui, iar colacii în Oaș erau folosiți în a doua zi de Paște, când nașele mergeau cu colacii la finele, mergeau cu colacii la naș. Și nașa pregătea o masă cu așa, aducea și un ceteraș dacă este, iar finele duceau cadou, ca să spun așa, un colac și un ol cu un vin. Ol. Da. Acestea erau cadourile și această tradiție s-a păstrat în Oaș până foarte târziu. Până în jurul anilor 2000. Până acolo încă se mai păstrau, erau așa mici reminiscențe, chiar dacă deja colacul era înlocuit și oulul deja era înlocuit cu altfel de cadouri, să spunem așa, dar tradiția de a merge la nașa în vizită încă a rămas. Am citit câteva informații despre felul în care finii alegeau oulurile în momentul în care mergeau la olar pentru a le achiziționa. Și acestea trebuiau să fie fără niciun fel de defect, fără nicio zgârietură, fără nicio mică crăpătură, pentru că în acest caz, oarecum, cadoul era considerat a fi nepotrivit pentru a fi mânat nănașilor. Ce simbolizează colacul oferit în dar? Totul pornește oarecum de la grâu. Grâul care dă și viață, din grâu se face pâinea, din grâu pâinea se transformă în trupul și sângele Mântuitorului, pentru că totul pornește acolo. Grâul simbolizează bogăție. Dacă noi în ziua de astăzi mâncăm pâine fără nicio problemă în fiecare zi, să nu uităm că acum 50-100 de ani oamenii aveau acces la grâu sau la colac doar pentru sărbătorile mari. Tocana era cea care era pâinea, să spunem așa, cea de toate zilele. Da. Și atunci pâinea însemna oarecum, sau grâul era oarecum și bunăstare.
ce duci cadou nașei decât ceva ce este oarecum să spunem așa și scump sau mai prețios. Mai mult, mai prețios de atât nu aveai ce să duci. Iar olurile erau păstrate cu sfințenie de către... și inversul era valabil, pentru că și nașii aveau grijă foarte tare de olurile respective și le puneau sus în grindă. Când intrai într-o casă, îți dădeai seama cât de respectată este familia după olurile pe care le avea puse pe grindă. Pentru că și nașii atunci trebuiau să aibă și să fie niște oameni integri, care să fie un exemplu și trebuia să... și poată duce mai departe să ai mai mulți fii. Exact așa este din punct de vedere oarecum material și atunci cinstea unui om se vedea după olurile pe care le avea în casă. Nașii nu ofereau la rândul lor un cadou simbolic finilor care au venit în vizită. Păi masa pe care o pregăteau și ceterașul și... tot ce se punea acolo era, oarecum să spunem, cadoul sau bucuria cu care îi aștepta. Ei duceau ce aveau mai de preț, ca să spunem așa, iar ei primeau cu ce aveau mai bun. Ce ne puteți spune despre colacii oferiți în Vinerea Mare celor sărmani pentru pomenirea celor trecuți în eternitate? În Vinerea Mare se ofereau aceste ofrande, să zic așa? Aceste ofrande sunt, să știți că sunt oarecum, nu în toată zona Oașului, ci în anumite zone. Colacii, în special, erau oferiți în Sâmbăta lui Lazar. Atunci este Sâmbetele Morților și era oarecum încununarea pentru cei morți. Dar în unele zone sunt în diferite momente. Unii o fac în Vinerea Mare, alții o fac în lunea de după Paște, alții o fac de Duminica lui Lazar. Sunt oarecum, să spunem, împărțite în funcție de zone, dar până la urmă simbolul este același. Faptul că te gândești la morții tăi, nu neapărat morții o să mănânce colacul acela pe care îl dai tu, ci oarecum simbolul. De multe ori spuneam, de ce facem cel puțin o dată în an, facem un colac pentru morții noștri? Este exact ca și o zi de naștere, dacă vrei. Atunci când te duci la o zi de naștere, ce-i pregătești celui care e ziua? Tortul. Ei, și colacul este un fel de tort pentru morți. Este un simbol, este un sacrificiu, ceea ce dăruiești morților, pentru că nu-i ai uitat. Tot bunicii tăi, tot frații sau părinții sau, mă rog, fiecare pe cine își pierde, tot ai tăi rămân, chiar dacă sunt dincolo. Așa este. Aș avea o curiozitate și anume dacă acești coci și colaci erau împistriți mai aparte, la fel cum este Pasca. Știm bine că și Pasca în Țara Oașului are o bogată simbolistică prin toate decorurile acelea pe care bucătăresele le... Deci, și atunci când ai o înmormântare sau la 6 săptămâni sau la un an, sigur că da, colacii sunt, au modele speciale pe care le fac femeile sau la fel ca și prescura, nu oricine poate să facă, la fel și colacii. Acum, probabil că se mai fac colaci și la brutării sau mai știu eu, dar încearcă oarecum să se păstreze tradiția, nu chiar oricine pune sau face acele modele. La fel, încearcă să fie ornat tortul, ca să spun așa. Sigur că da, nu sunt niște colaci tip pâine, ci au întotdeauna modele. Simbolistica este la același indiferent de perioada în care se oferă. Ce puteți să ne spuneți despre Sâmbăta Mare? Știm bine că bucătăresele oșence pregătesc în această zi toate bucatele tradiționale care vor umple masa de sărbătoare. Mă refer aici în special la mielul umplut, pentru că, după cum bine știm, sunt o mulțime de bucate care se pun în coșul de Paști, pe care, de fapt, le-au pregătit la Ignat. Este sau nu este cu adevărat mielul umplut specific Paștilor, să zic așa? Mielul este specific Paștelui.
Faptul că acum se pregătește miel umplut este, hai să spunem, o variantă oarecum mai nouă. Simbolistica rămâne aceeași, că oarecum ne-am modernizat și am pus umplutura în miel, este deja altceva. Dar nu este cu nimic denaturat, pentru că mielul, inclusiv, așa cum spuneam, facem tranziția dintre Vechiul Testament și Noul Testament, Paștele evreilor, exact așa era mielul, se mânca întreg, nu i se zdrobeau oasele, cum nici Mântuitorului nu i s-au zdrobit fluierele picioarelor. Și atunci nu este absolut deloc greșit. Că mai de mult oșenii nu duceau mielul, așa este, nu duceau mielul la sfințit pentru că nu aveau coșuri, aveau o ștergură specială pentru Paște și atunci acolo trebuia să fie ceva ce, hai să spunem, nu este umed. Și atunci erau ouăle, era pasca, era cozonacul, era slănina, era un pic de sare, erau acele ierburi amare, hreanul sau ceapa sau usturoiul, coada de usturoi sau cele care se foloseau. Deci iată că totul este simbolistică și totul este din Vechiul Testament oarecum. Și acolo, chiar dacă avea altă semnificație, exista. Și există și la noi. Am înțeles că în unele localități din țara Oașului se obișnuia ca mielul să fie pus întreg în ștergura aceea de care spuneți dumneavoastră. Până la urmă e un lucru legat de spațiu în care trebuiau să fie puse toate aceste ouăle și toate aceste alimente pe care, bucate pe care preotul urma să le sfințească. Acum am ajuns să punem în coșul de Paști câte puțin din fiecare aliment pe care mamele, bunicile, noi le-am pregătit și mai degrabă ducem un coș simbolic să zic este. Așa, la biserică spre a fi sfințit. Aș vrea să discut puțin și despre iepurașul de Paști, care a devenit de fapt, din punctul meu de vedere, chiar nu are ce să caute, nu are ce să fie asociat cu această sărbătoare a Paștilor. Mi se pare că este un simbol care este menit să transforme această sărbătoare în ceva comercial și este utilizat și folosit pe toate dulciurile și toate alimentele care se consumă în această perioadă. Ce puteți să ne spuneți despre apariția lui în spațiul românesc? Păi, în primul rând, legenda, să spunem așa, povestea iepurașului de Paște a început în partea nordică. Nordicii sunt cei care oarecum au scos inclusiv oul de ciocolată. În Germania a apărut oul de ciocolată. Acum, iepurașul nu prea are oarecum, să spunem așa, o legătură cu Paștele, pentru că în Vechiul Testament chiar era considerat un animal necurat, pentru că spunea că e și rumegător, dar în același timp nu are copite. Deci Leviticul ne spune acest lucru, nu am inventat-o noi. Nu prea ar avea ce să caute, nu are legătură decât povestea aceea drăguță că a fost o păsărică pe care era să moară și a fost transformată în iepure și a fost iepurele care a făcut ouă și ouăle au fost roșii și e o poveste drăguță, dar nu are legătură cu Paștele. Dacă o adoptăm și, nu știu, se mănâncă ouăle acelea din ciocolată, hai să spunem că nu știrbește oarecum din sfințenia sau din simbolurile Paștelui și copiii au separat un ou de ciocolată, nu spune nimeni, dar trebuie să știm că de Paște sunt ouăle încondeiate sau, mă rog, împistrite, cum or fi ele, sau roșii simple, care simbolizează ceva. Atunci când ciocnește ou, spui Hristos a înviat și trebuie avut grijă inclusiv de cojile, pentru că sunt sfințite. Ouăle de ciocolată nu vor fi niciodată sfințite pentru că nu au legătură nici cu simbolul, nici cu materia în sine, ca să spunem. Nu spune nimeni că nu sunt drăguțe, dar trebuie să fim cumpătați pentru că la un moment dat copiii o să știe că de Paște vine iepurașul și că nu are legătură cu învierea Domnului. Aici este pericolul cel mai mare. Așa cum Moș Crăciun a venit și l-a dat oarecum pe Moș Nicolae la o parte,
Știm că este o, oarecum un simbol al unei băuturi carbogazoase, da? Și așa. S-a ajuns deja să fie mai important decât nașterea Mântuitorului. Ce ne puteți spune despre faptul că acele coși de ouă sfințite în unele localități din țara Oașului încă se mai dau la animale, spre a fi sfințite și ele la rândul lor? Sigur că da, nu numai cojile de ouă, ci și pască. Li se duce câte o coajă de pască sau câte puțin pentru a fi sfințite. Nu este greșit, pentru că până la urmă și prescura, să spunem așa, care este sfințită și nu are voie să se atingă nimeni de ea, se dă la vite, în special la vaci sau la viței, însă nu la porc. De aceea, tot ce sfințim în coș, niciodată nu se aruncă la întâmplare, ci trebuie, mai de mult oamenii le duceau la câmp și le îngropau în pământ atunci când semănau și spuneau că aduce rod bogat și așa mai departe, sau se îngroapă la piciorul unui, mă rog, la rădăcina unui copac, sau se ard pur și simplu în foc, pentru că nu pot fi și nu poate oricine să le atingă sau să fie spurcate, ca să spunem, în locuri spurcate. Și în ziua de astăzi încă se păstrează și trebuie transmis mai departe, pentru că este mâncare sfințită. De aceea, probabil că, vedeți, și pe considerentul acesta se duce doar puțin la sfințit, cât mănâncă om odată, să fie sigur că nu duce toată mâncarea și să ajungă unde nu trebuie. Dar să știți că noi personal avem acel coș cu mielul întreg. Noi sfințim în continuare mielul întreg cu toate celelalte de rigoare. Și coșul dumneavoastră arată ca și dimensiune la fel ca celelalte? Nu, sau? Nu, este, dacă celelalte sunt acele cu o toartă din aceea, da, rotundă, mele sunt cu două. Cu două, da, bineînțeles, da, este, da, coșul acela mare pe care îl folosesc agricultorii. Și vreau să vă spun că niciodată mâncarea sfințită nu se strică. Mâncăm toată săptămâna din ea și dacă ar fi, cred că, să n-o țin în frigider, eu cred că nu s-ar strica. La fel cum este și apa sfințită până la urmă. Exact. Nu se strică. Exact, pentru că tot ce este acolo este oarecum și simbolic și oricum se sfințesc. Că pui mielul, care simbolizează mielul lui Dumnezeu, da, și spuneam că are legătură cu Paștele evreiesc, este Pasca și vinul, trupul și sângele Mântuitorului, este sarea, seara pământului. Apostolii au fost numiți sarea pământului. E acel ceva care dă gust și leagă toate. Este slănina, care a fost folosită ca și medicament. Acum 100 de ani, pe toate rănile și plăgile deschise se punea slănină, deci nu întâmplător este pusă acolo. Cârnațul deja este, să spunem, varianta mai modernă, dar slănina a fost pusă nu doar pentru a fi mâncată, ci era și ca și medicament. Exterior și interior. Are omega 3 și omega 6, le spuneam copiilor de liceu lucrurile acestea, știți? Așa cum cei care stau lângă mare mănâncă peștele, la fel în deșert există măslinele, noi avem purcelul care are. Deci toate sunt gândite, nimic nu e întâmplător acolo. Ierburile amare, la fel. Deci tot ce este în coș, acum spuneam că avem și șunca. E foarte răspândită tradiția să fierb șuncă și cârnațul acela de Paște, da, sigur că da. Nu este greșit, având în vedere că există și rugăciuni de deslegare a acestor bucate. Mielul sau, mă rog, purcelul, că, vițelul, că la acel lucru se referă, atunci când a venit fiul risipitor, a fost sacrificat cel mai bun vițel. Deci iată că tot ce reprezintă sau tot ce avem în coș este simbolic sau reprezintă ceva, nimic nu este acolo întâmplător, nimic. Apropo, legat de coșul plin cu bucate sfințite, cel puțin știu că în localitatea de unde sunt și eu, de unde sunt și părinții mei, din Turți, în dimineața în care se sfințeau aceste coșuri, era o întrecere între tinerii care efectiv se grăbeau să ajungă acasă cu bucatele sfințite și era efectiv o competiție acerbă. Cine ajunge primul acasă? De ce această competiție? Da, să știți că
Această competiție, să spunem așa, este răspândită în tot oașul. Deci în prezent se mai practică? Da, și acum au tendința mai ales cei mai în vârstă de a ajunge primii acasă, pentru că se considera că cel care ajunge primul este cel mai gospodar, e primul, va fi primul în sat, este binecuvântarea, vine asupra lui, iar flăcăii vor fi primii care se vor căsători, vor lua cele mai bune fete și așa mai departe. Și acum există această tendință, cu toate că nu toată lumea știe ce simbolizează. Știe că trebuie să ajungă și toată lumea se agită, să se urce în mașină și să ajungă cât mai repede acasă, chiar dacă mulți nu știu deja, dar și-au păstrat tradiția. De fapt, asta era, oarecum, trecerea între ei. Pentru mine a fost fascinant să aud pentru prima dată de la părinții mei faptul că se întreceau să ajungă, care ajunge primul acasă, și a fost și foarte hazliu să aflu faptul că își puneau cap cu tot felul de capcane ca să se împiedice să ajungă altcineva primul, pentru că știa că e mai aproape de biserică și efectiv... Și o luau pe scurtătură și, da, și alergau la propriu ca să ajungă primul acasă. Da. Am mai aflat zilele trecute de faptul că, de exemplu, la Racșa, în a doua sau în a treia zi de Paști, se practică următorul obicei, și anume tinerii și fetele înconjoară biserica împreună. Ați spus că este ceva legat de dragobete? Am aflat și eu despre această tradiție și cred că înconjoară de trei ori biserica. Așa. Și oarecum acolo se obține, să spunem, o promisiune din partea fetei că poate să fie curtată, ca să spunem. Oamenii nu știu să explice lucrul acesta, ce înseamnă. Este o tradiție pe care o respectă, dar nu știu exact ce înseamnă. Eu consider că este obiceiul de dragobete, doar că este puțin mai întârziat, ca să spun așa, pentru că este exact cam același ritual. Băieții cu fetele se întâlnesc, acolo își fac promisiuni unul la altuia, pentru că încă este, oarecum să spunem, această perioadă încă rece, iar dragobetele, care era rolul său? Tinerii trebuiau să știe dacă se căsătoresc, se logodeau, ca să spun așa, pentru că părinții trebuiau să se pregătească pentru nuntă, iar nunta era pregătită în bătătură. Tu trebuia să-ți pregătești tot ceea ce se consumă la nuntă, inclusiv hainele și costumul miresei și așa mai departe, și a mirelui, și atunci trebuiau să se pregătească pe o perioadă până în toamnă. Nunțile erau cu precădere toamna, atunci când se adunau roadele pământului. Există o tradiție potrivit căreia nu se fac nunți în mai pentru că tinerii nu se înțeleg. Nu cred că are legătură cu înțelegerea tinerilor, cred că are legătură cu faptul că în mai oamenii nu aveau de niciunele. Cum să facă nuntă? Cu ce să facă nuntă? Așa este, există și credințe legate de faptul că se zice că nu este bine să te naști în luna mai. Și de asta nu știam, că nu e bine să te naști, că nu e bine să te căsătorești. Până la urmă nu alege. Da, sigur. Da, sigur. Da. După cum bine știm, coșurile nu pot fi sfințite fără a pune câte o lumânare aprinsă în ele, pentru ca preotul să poată să le binecuvânteze. Lumânarea este un simbol al lui Isus, care a reușit să învingă întunericul păcatului. Sunt de fapt purtătoare ale luminii sfinte, pentru că iată că poate nu întâmplător ajungem așa și noi ca și Toma necredinciosul. Nu știam, tot timpul spuneam că această lumină sfântă de unde vine. Ei, ea chiar vine, cu adevărat, acum, și noi ne bucurăm de ea de câțiva ani, de la Ierusalim. Înainte nu exista această posibilitate. Oamenii trebuiau doar să creadă ca și într-o poveste că ea vine la Ierusalim și că există. N-a avut nimeni posibilitatea să o țină oarecum în mână. Dar așa este, lumânarea a fost dintotdeauna, pentru că și la înviere preotul spune: veniți de luați lumină, și lumina întotdeauna se ia cu lumânare. Chiar dacă acum ne modernizăm și există acele candele și lumânarea este sfântă. Nu mai vorbim de faptul că este alcătuită din ceară, iarăși ajungem la bio, dacă doriți, sau la aceste lucruri care până la urmă
Vedeți, acum lumea tinde să se întoarcă din ce în ce mai mult în trecut doar la produsele venite din natură. Oamenii dintotdeauna le-au avut, ei le-au îndepărtat. Așa este. La fel și lumânarea, ea este oarecum purtătoare a luminii sfântă și nu poate să lipsească din coș. După cum bine știm, în unele sate a fost obiceiul de a se ciocni ouăle în fața bisericii. Se mai practică? Nu se mai practică. Era și acest obicei era o adevărată competiție, o adevărată mai trecere. Mai ales între copii, sigur că da. Acum cred că copiii își găsesc din ce în ce tot alte îndeletniciri, ca să spunem așa, și mai mult ciocnitul ouălor rămâne pentru familie sau acasă. Cel puțin în zona noastră, să știți că acele competiții nu prea mai există, din păcate. Toată lumea sau copiii au în special coșulețe mici cu ouă roșii, dar se pierde încet, încet aceste tradiții. Cred că nu sunt dornici. Mai de mult și copiii erau antrenați oarecum în postul Paștelui și abia așteptau să mănânce un ou roșu, chiar și să-l ciocnească și așa. Știți că exista, legat de acest lucru, exista o tradiție potrivit căruia spunea că nu ai voie să mănânci două ouă în ziua de Paște. La fel, iarăși spun, sunt niște considerente. Oamenii își creșteau găinile și ouăle le aveau din bătătură. Dacă erau 10, 10 într-o familie și mânca fiecare câte două ouă, zicea că ți se face rău, că ai probleme tot anul. Sau... Era tot, cred că, pe considerente, oarecum să spunem, raționale. Foarte raționale. Și atunci acesta era posibilitatea copiilor de a-și aduna ouă ciocnindu-le, pe care le mâncau mai târziu. La fel cum își adunau colacii de Crăciun și ascundeau prin fân. Și mâncau până vara târziu. Doar că acum copiii nu mai sunt nevoiți nici să-și ascundă nici ouăle, nici colacii, pentru că au de toate. Au de toate. Întotdeauna. Da. Nu putem să încheiem această emisiune fără a vorbi și despre crucea pe care Mântuitorul Iisus Hristos a fost răstignit. Așa este. Acum, dacă vorbim despre cruce, există două părți, ca să le spunem așa, partea materială și partea spirituală. Partea materială constă în însuși crucea Mântuitorului pe care a fost răstignit și care ne sfințește. Și există acea parte spirituală în care ea simbolizează ceva. Începând de la semnul pe care îl face, știm că așa cum crucea ne-a sfințit și s-a sfințit, la fel și semnul crucii ne sfințește. Modul în care ne facem crucea, ceea ce simbolizează cele trei degete. Începând de la mână, mâna dreaptă. De ce? Pentru că este oarecum dreapta credință, da? Așa se și numește, ortodoxia este dreapta credință. Ei, inclusiv mâna trebuie să fie dreaptă, cea care face semnul crucii. Cele trei degete unite, care înseamnă Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt unite. Cele două firi omenești și omenească și dumnezească a Mântuitorului, precum și Adam și Eva, iar simbolul Tatăl în cer, numele Tatălui spunem în cer, Tatăl este în cer, Fiul care coboară pe pământ, iar Duhul Sfânt este Cel care ne înconjoară. Asta înseamnă simbolistica Sfintei Cruci, iar partea cealaltă materială de care spuneam propriu zis, știm foarte bine că această cruce a Mântuitorului a fost descoperită de Sfânta Elena, mama lui împăratului Constantin. Și știm că lemnul din care provine a fost însămânțat de Set pe mormântul lui Adam. Știți că și în iconografie este craniu, să spunem, al lui Adam la picioarele crucii. Deci nu întâmplător. Icoanele sunt o multitudine de povești. Când urmărești o icoană, absolut tot ce este acolo spune o poveste. O icoană îți spune o poveste întreagă. Nu este nimic întâmplător. Absolut nimic întâmplător. Sigur că da. Și atunci crucea este cea care până la urmă ne dă viață și care ne sfințește. În încheierea emisiunii noastre, aș vrea să vă rog să transmiteți tuturor celor care ne privesc un mesaj
despre adevărata semnificație a sărbătorii pe care o celebrăm cu toții. Știm bine că este sărbătoarea prin care Iisus a răscumpărat păcatele omenirii. Așa și este. Până la urmă, învierea Mântuitorului nu ne dă decât siguranța că nu murim, că și noi vom trăi veșnic, bucurie, lumină și speranță. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a veni în studiourile Informația TV și că ne-ați prezentat într-un mod cu totul și cu totul aparte Țara Oașului în această perioadă a Paștilor. Iar pe voi, dragi telespectatori, vă invit să rămâneți în continuare cu Informația TV. Sărbători luminate și binecuvântate!